Colonelul Gheorghe Daniel Popa a fost diagnosticat în urmă câteva zile cu COVID-19, fiind internat într-un spital din București. Acesta a încetat din viață în dimineața zilei de 3 noiembrie 2020. Colonelul Gheorghe Daniel Popa s-a aflat la conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș în perioada 2001-2016, iar din anul 2016 era șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Daniel Gheorghe Popa s-a născut în data de 26 iunie 1963 la Călăraș. Dumnezeu să-l ierte!